Vești excelente pentru Timișoara, cel puțin la prima vedere. Federația Internațională de Basket a anunțat că orașul de pe Beca va găzdui în 2012 campionatul european U18 feminin în divizia A. Timișoara a câștigat lupta cu orașele Cluj-Napoca, dar mai ales Oradea, care a organizat ediția din acest an a competiției. Există însă o mare problemă, sălile de joc. Autoritățile locale aveau de gând că în vara viitoare, atunci când trebuie să aibă loc campionatul european, să închidă sala Olimpia pentru o amplă acțiune de renovare. Președintele Federației Române de Basket, Carmen Tocală, spune că orașul de pe Bega are o singură șansă, ca lucrările să fie gata mult mai repede de 15 iulie 2012. FIBA Europe a anunțat că turneul va avea loc la Timișoara și e foarte încântată de acest lucru. Acolo există aeroport internațional, facilități de cazare. Nu e însă nimic sigur, pentru că am discutat și cu domnul viceprimar Orza și există acea problemă legată de refacerea sălii Olimpia. De aceea nu știu dacă va avea loc sau nu la Timișoara campionatul european. Trebuie ca totul să fie gata până în 15 iulie. Vom mai discuta în zilele viitoare acest lucru și vom lua o decizie finală în urma raportului din 17 decembrie. Sala Constantin Jude are nevoie de o instalație de climatizare, sală de conferințe și alte spații pentru oficiali, în vreme ce la sala Mircea Albu parchetul trebuie înlocuit de urgență. Timișoara ar putea fi pentru a doua oară gazda europeanului U18 feminin. La ultimul, cel din 2010, tricolorele au câștigat competiția și au promovat din divizia B în divizia A. Acum țara noastră se luptă să rămână în primul eșanul al echipelor naționale din Europa. Tricolorele au fost repartizate în grupa B alături de Rusia, Turcia și Grecia. Potrivit sistemului competițional, primele trei clasate în fiecare grupă preliminară se califică în faza a doua a competiției, unde vor exista două grupe principale de 6 echipe fiecare. Turneul final al Euro U18 feminin va începe la sfârșitul lunii iulie și se va încheia pe 2 august 2012, atunci când va avea loc finala mare. Ultimul european în cel organizat la Oradea în acest an a fost câștigat de Naționala Belgiei.